noi, hai, intrați! Veniți! Camera mea e ușor de curățat. Da. Mai ales că tu o cureți frecvent, nu? Da, frecvent. Așa, și ce mai spui despre? Că ai multe jucării, nu? Cam multe jucării, da. Hai, veniți! Măi, Maxim, dar văd că tu ești și pistolar, uite, văd și pistoale și da, puști pe aici, adică nu e chiar așa oricum. Tu practic aperi casa asta, tu ești vânătorul aici. Da, cam eu sunt vânătorul. Și paznic totodată. Da, câteodată sunt paznic la camera mea. Da? Da. Și ce ți aperi tu aici? Jucăriile mai mult. Dar el spune că este paznic, dar în același timp e foarte bine păzit în fiecare zi și fiecare oră și noaptea mai ales. Și, pentru că noi avem dormitorul exact vis-a-vis și ce are foarte frumos casa asta și foarte bun, într-adevăr ingenios, este faptul că poți să privești din pat ce fac copiii în timpul nopții. Camera mea este foarte mai mare decât al lui Maxim. Veniți aici să vă arate Isaf ce... Să vedeți cupele lui Isaf. Și mă rog, da, dacă observați, nu călcați pe covor, pentru că l-a dat mai devreme cu pieptănul. Și ce vrei să zici de... De cupe. De cupe. De... Chiar și în pandemie și medalii, am... Nu prea pot să le șterg pentru că nu ajung la ele. Dar, într-adevăr, am uneori grijă de ele. Uneori? Uneori, da. E bine și așa. Și cum se întâmplă, mă, normal? Stai să înțeleg. Că tu ai aici biroul un pic mai ascuns, așa, și practic de la mami din cameră nu cred că se vede chiar dacă îți faci temele sau nu. Păi, ba da. Uneori se mai stă uneori tati pe scaunul negru și se uită la mine. Măi, dar chiar e distractiv, adică să stai așa și vezi exact. Știi care e partea cea mai bună? Că poți să o supraveghezi și tu pe mami. Mă rog, pe amândoi, și mami și tati. Mă uit de aici până încolo. Asta e periculos. Și stai, mă uită de aici, se vede și la Isabel. Și se vede și ce se întâmplă jos dacă cineva studiază la pian. Pentru că până acum am văzut ce se întâmplă în camera copiilor, acum intrăm într-o intimitate aparte. Înainte de a intra în dormitor și a vedea patul, avem o magnolie foarte frumoasă. A înflorit mai devreme, dar acum o săptămână. Felul în care este construită casa te aduce mai aproape de natură. Mobila asta am făcut-o eu. Deci eu am montat-o. Îmi place să montez mobilă. Da. Când nu am timp, îi supraveghez pe copii. Maxim, eu cred că îi lipsește ceva acestei case. Ce? Nu știu, cred că are așa patru picioare. Aha. Și un pic de blăniță. Da, știu eu. Ce îmi dă? Iepurașul. Isabel, tu ce-ți dorești? Eu îmi doresc și un câine și o pisică, dar mai mult o pisică pentru că un câine nu prea știu să-l dresez.